și vom fi alături de această comunitate ori de câte ori va fi nevoie pentru gestionarea oricărei situații de risc pentru cetățenii județului Vrancea. Vă personal, la momentul acesta este undeva între 12 și 14%, adică în cifre peste 100 de colegi care noștri ne lipsesc. Am acoperit o parte din deficit în anul care am trecut, în sensul că ne-au venit 60 de noi colegi. În același timp am mai pierdut din colegi care s-au pensionat, care s-au mutat în alte județe. La momentul în care vorbim, deficitul încă se menține la...